Această emisiune conține plasare de produse. Câte bucurii o mamă are când la pieptul ei crește un soare. Dragostea e împlinită, viața e mult mai fericită. Aș vrea să ne teleportăm un pic în timp și să ne amintim de momentul în care ați aflat că sunteți însărcinată. Care au fost primele emoții pe care le-ați trăit? Am fost foarte fericită și chiar mi-au curs lacrimi pentru că, să fiu sincer, poate și puțin egoism, ce o să fie mai departe, cum o să fie cu cariera, dar cel mai frumos sentiment pe care am realizat eu atunci că sunt însărcinată, nu pot prin cuvinte să vi-l descriu, e ceva deosebit, e o trăire aparte. A fost o sarcină planificată, ne-am dorit de fapt foarte mult un copil și o fetiță, foarte mult ne-am dorit pentru că am un băiat și o fetiță chiar mi-am dorit, dar așa în adâncul sufletului am zis să fie fetiță, dar să fie ce-o fi, ce-o vrea Dumnezeu, dar să fie sănătos. Perioada de sarcinii cum a fost? Ați fost încercată de careva pofte, careva stări, cum a decurs aceasta? Ultima lună am mâncat ca o capră rucola. Ultima lună, în fiecare zi, câte două cațerole de rucola. Uite, așa poftă am avut ultima lună. Dar pe toată perioada sarcinii n-am avut pofte, n-am fost pofticioasă, am mâncat cum mâncam. Am avut o sarcină foarte ușoară, fără complicații, fără probleme. M-am cântat până în ultima lună. Am cântat și am activat. Pentru când s-a născut, când au scos-o, medicii râdeau, ci că uite, are și microfon. Pentru că până în ultima lună am cântat. Da. Ați optat pentru cezariană. De ce s-a mers pe o cezariană, dar nu pe calea naturală? Pentru că am avut complicații cu prima sarcină. Am născut natural, dar după aia am avut foarte mari probleme. Așa, și am zis să nu chinui copilul, nici pe mine, nici copilul, mai mult pentru copil, am vrut să se nască fără traume și totuși la o vârstă, am o vârstă, nu mai sunt la vârsta de 21 de ani și am vrut să mă asigur că totul va fi bine. Emoțiile pe care o mamă le trăiește când își ține pentru prima dată pruncul în brațe sunt greu de descris, însă dacă totuși ați încercat să găsiți careva cuvinte pentru primul moment când ați auzit vocea Mihaelei, cum a fost? A fost ceva deosebit, până la lacrimi, pentru că v-am zis că sunt niște trăiri sufletești care nu poți să le descrii prin cuvinte. Ceva deosebit. Chiar am plâns, chiar când mi-au adus-o. Nu venea să cred că este a mea. Că sunt mamă, că îmi strâng copilașul în brațe. E o fericire, e un miracol, e o fericire imensă. 2650, s-a născut pe nota 10, am luat nota 10. Îmi doream din tot sufletul să fii sănătoasă, până în alta este, suntem bine, avem poftă, mâncăm, dormim, creștem, adăugăm. S-a născut mică, pentru că ultimele două luni am avut probleme de sănătate, am luat o viroză și nu prea mâncam. Am avut o tuse foarte, foarte neplăcută și ultimele două luni, dar ce i-ai pus deoparte, o să reușească. Eu zic top modelul mamei. Da, deja a adăugat, da. Este greu părinții să se determine în privința numelui. Cum ați ales să fie anume Mihaela? Vorbeam cu fiul meu și mi-a dat el ideea și am venit acasă, am zis soțului meu, uite, îmi place Mihaela, mai erau și alte nume și el a zis, dar să știi că e frumos, e un nume așa puternic și e un nume bisericesc, Arhanghelul Mihail, bunelul e Mihail și zice, am zis să o numim Mihaela. Dacă ar fi să faceți o paralelă referitor la cum decurgea până acum zilele Adrianei Ocheșanu și cum s-au schimbat în momentul de față, cum arată o zi din viața dumneavoastră după ce ați devenit mămică pentru a doua oară? E ceva foarte frumos,
toate planurile mi s-au dat peste cap, trăiesc viața ei, în ritmul ei, mă trezesc din două în două ore, o hrănesc, o schimb, mai umblăm prin casă, mai mărâim, mai burtica puțin, ca prima lună e greu. Dar ușor, ușor, am mai pus ceva în kilograme, are o poftă foarte bună, asta mă bucură foarte mult. L-am hrănit și pe Cristi aproape o lună, dar am avut probleme de sănătate și n-am mai putut să-l mai hrănesc. Dar e ceva deosebit atunci când îți ții la piept pruncul și îl hrănești, e o senzație deosebită. Uite, nu știu, ești mamă și tu vei fi mamă, ai să trăiești aceste sentimente și cu siguranță ai să știi. Ți-am zis, prin cuvinte nu pot să le transmit aceste sentimente. E ceva deosebit atunci când mănâncă la piept. E o senzație plăcută și am să, cât mă vrea Dumnezeu, să o hrănesc natural, cu piept vreau să o hrănesc. Pe cât de frumos, de fapt, pe atât de greu este să crești un copil. Cine vă sunt cei care vă sprijină în momentul de față? Acum, la moment, a venit soacra mea și mă ajută foarte mult, foarte, foarte. Mă contează să ai alături pe cineva care te ajută, mai ales în prima lună, în primele zile ale vieții unui nou născut. Este foarte important acest lucru și este trup și suflet alături de nepoțică și mă ajută foarte mult cu ea. Și mai ales este lucrător medical, e foarte ușor când este un specialist în domeniu și știe ce ține de alimentația copilului, medicamente, ora corectă, graficul să o hrănești la timp, sunt niște lucruri foarte importante. Cât de mult se implică soțul în acest proces? Foarte mult, foarte. La băiță, noi o băim în fiecare zi, o ține în brațe, vorbește cu ea, fata tati. Chiar e fata tati, pentru că îi seamănă foarte mult. S-au schimbat în vreun mod relațiile de cuplu după apariția fetiței? Au devenit poate mai strânse? Mai strânse, cu siguranță. Un copil unește și mai mult familia. Și să știi că ne-a făcut mai, nu știu, mai responsabili, mai uniți, mai... Este frumos. Cristi a reușit să-și vadă surioara? Odată ce ați spus că a ales chiar el numele, înseamnă că este deja implicat. Este deja implicat, dar nu a reușit, dar sperăm că va reuși să ajungă și să-și vadă surioara. Vă mai doriți și un al treilea copil? Este cumva planificat sau este exclusă? Nu știu cum o vrea Dumnezeu, dar cu siguranță aș mai trăi încă o dată aceste clipe care sunt deosebite. Un copil este o binecuvântare de la Dumnezeu. Și dacă ar fi să mai rămân încă o dată însărcinat pentru a treia oară, eu cu mare bucurie aș mai naște un copil. Planificați în perioada următoare și un botez? Cu siguranță, da. Vrem să o botezăm. Vreau să fie în rândul celor botezați, să fie creștină și ea, dar nimerim în post. Și uite, chiar astăzi vreau să vorbesc cu preotul și să întrebăm dacă mai înainte de 40 de zile putem să o botezăm sau după post să o botezăm, dar mi-aș fi dorit să o botezăm cât mai repede. Mai este loc și pentru carieră în această perioadă? Da, sigur, cum să nu? Păi, o femeie modernă le îmbină pe toate. Așa cum am făcut-o și eu, v-am zis că am cântat până în ultima lună. Așa și cariera. M-am sucumbind cu creșterea copilului. Chiar pe 1 martie am un spectacol, pe 7, până pe 10 mai am niște evenimente în cadrul mărțișorului și în cadrul sărbătorii de 8 martie. Așa. Și cred că asta nu este un impediment să creștem și copii. Așa că fiți, dragele mele, curajoase și faceți copii, că este frumos. Dacă e să ne referim la carieră, ce mai pregătiți în materie de muzică pe care latură poate vreți să vă axați mai mult pe muzică ușoară sau cea populară? Am să merg și în continuare pe două drumuri, așa cum am făcut-o până acum. Am să cânt și muzică ușoară și muzică populară. Deocamdată lucrez la un album cu
Orchestra Fraților Ștefăneți și sper până la sfârșit de martie să imprimăm ceea ce ne-am propus și să scoatem la lumina zilei acest album, așa, de muzică populară, și urmează și câteva piese de muzică ușoară care urmează să le imprim, să vedem. Așa, ușor, ușor am să le iau, nu vreau să o iau repede, pentru că graba strică treaba. Așa că ușor vom lua drumul muzicii populare și mai apoi cu muzica ușoară. Îngerașul mami